Da, este o veste șocantă, este o măsură absolut incredibilă pe care autoritățile centrale, și aici mă refer la CNSU și Guvernul României, le-au luat în această după-amiază. Nu ne așteptam în niciun moment să apară așa ceva pentru persoanele vaccinate. Amintesc că noi am reușit să aducem aici un turneu care nu a mai fost niciodată în Cluj, n-a mai fost în România de mulți ani, cu jucătoare de top, cu câștigătoare de Grand Slam, cu jucătoare ca Simona Halep, cu jurnaliști din toată lumea, din vestul Europei, chiar și din America. Aveam o acoperire globală extraordinară. Iar să primim această veste doar cu o zi înainte, fără pic de predictibilitate, când noi am vândut aproape toate biletele, bineînțeles că este absolut dezamăgitor, șocant și este o gravă lovitură financiară pe care noi o primim în acest moment. Dar nu doar asta ne doare, ci și faptul că am investit foarte mult și efort și bani ca să facem acest turneu să arate extraordinar, să bucurăm publicul cu întâlnirea cu aceste jucătoare. Și e foarte important de zis că noi am respectat toate măsurile sanitare și mai mult decât atât, noi respectăm și măsurile sanitare ale țării și cât și măsurile sanitare ale WTA-ului. Vorbim aici de testări la aproape la 3 zile pentru fiecare participant. Toți suntem vaccinați de la participant, mă refer aici la staff, la spectator, la absolut toată lumea implicată este vaccinată. Foarte mulți dintre noi suntem cu 3 doze vaccinați, iar această măsură pare ca și cum este o măsură antivaccinare și nu promovează absolut deloc, până la urmă, obiectivul pe care toți îl avem, să atingem o populație cât mai vaccinată. De ce să te mai vaccinezi dacă tu nu poți să participi la evenimente sportive în aceste condiții? De aceea a venit ca un șoc, bineînțeles, și cerem guvernului să fie cerebral în măsurile pe care le va lua, pentru că încă nu este prea târziu pentru a schimba lucrurile și a lăsa publicul să vină aici într-un mod sigur și să oferim predictibilitate. Este un foarte mare păcat să avem această sală goală cu nume atât de mari și doar cu o zi înainte. Ce facem cu oamenii care au venit din alte orașe, care și-au cumpărat cazare, bilete de avion? Ce facem cu toate biletele vândute? Suntem într-o poziție foarte dificilă și chiar cerem tuturor guvernului să reconsidere măsurile. Pe lângă faptul că e foarte important de zis că această sală are 9.000 de locuri, iar noi aveam voie să folosim 50% conform legii. Ei, uite că am folosit mai puțin de 25%, eram la nici măcar 1.500 de scaune folosite din 9.000 de scaune, tocmai pentru a asigura distanțarea. Am spus tuturor că să păstreze distanța de cel puțin un scaun. Nu am permis nici măcar copiilor sub 12 ani participarea, ce iarăși a produs enorme nemulțumiri în cadrul spectatorilor. Am făcut-o și asta pentru că așa a spus legea. Am îndeplinit absolut tot ce se putea ca să fie un eveniment sigur și este absolut de neînțeles cum, cu o seară înainte de startul unui astfel de eveniment, primim astfel de vești. Este în continuare, zic, șocant și cerem și sperăm în continuare ca să oamenii din fruntea guvernului să fie cerebral și să reconsidere. Doar persoanele vaccinate au putut să fie aici sau cele trecute prin boală, deci este clar că tot environmentul de aici a fost super sigur, este mult mai sigur decât multe alte locuri în care mergem. Oamenii stau cu mască, stau la distanță, pe scaun, ne bucurăm de sport și promovăm până la urmă un lucru constructiv, sport, educație și sănătate prin acest eveniment. Patrick Ciorciu, sunt directorul turneului Transylvania Open.